Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi avem un review, să zicem așa, la ratingurile de la FIFA 21 și am văzut ceva de-a dreptul șocant, și anume ratingurile la unii jucători. Doamne, doamne, vezi, nu vine să cred așa ceva. Cred totuși că EA Sports vrea să facă chestia asta mai mult ca să reducă overall la playeri și probabil să introducă multe cartonașe speciale. Mă gândesc, nu știu. Niște ratinguri șocante ce o să vedeți în acest clip. Deci nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să spuneți la toți prieteni despre acest canal. Și da, fără prea multe, hai să intrăm în pâine. Iar primul jucător despre care o să discutăm este Ake, care a avut un sezon foarte bun și a fost transferat de Manchester City și din păcate a venit un minus 1 la overall, minus 1 la pace și la physical. Nimica nu i-a dat în plus EA Sports Vancouver Canada, nu știu ce se întâmplă acolo, adică normal când te transfer la Manchester City, adică te gândești, nu știu, să totuși îl fie un progres în cariera ta, nu știu. Din păcate aici au dat fail cu acest Ake. Eu zic că merita mai mult, mai ales că a avut un sezon foarte bun la Bournemouth, sau cum se pronunță, sper că am pronunțat ca lumea. Trecem mai departe la Godin, care a primit surprinzător un minus 3 la overall. Eu Godin de când s-a transferat la Inter și totuși Inter a jucat finala de UEFA Europa League, chiar să nu-i dai nimica lui Godin, care a și marcat în finala de Europa League, nu știu, minus 3 la pace, minus 1 la dribbling, minus 2 la defending, minus 4 la physical, 0, adică nimica în plus la acest cartonaș. Mi se pare, înțeles că poate fi și vârsta, dar tot se scade atât de mult, mi se pare un pic cam, nu știu, chiar nu înțeleg decizia asta a celor de la EA Sports. Și următorul jucător despre care o să discutăm este Nabri. Incredibil, și aici s-a întâmplat o chestie și după cum vedeți pe staturi, dar hai să discutăm un pic. A primit un plus 1 overall, a primit plus 1 la shooting, plus 3 la passing și plus 1 la physical, ceea ce e ok, per total, însă nu înțeleg cum de-i s-a dat minus 8 la pace, adică pe bune acum, ce s-a întâmplat cu Nabri? Deci Nabri fuge la fel de repede, l-ați văzut și în finala Champions League, de fapt nu în final, în semifinală, că în finală nu prea a jucat atât de bine. Nu s-a întâmplat nimic cu el, nu a pierdut un picior, ceva pe drum, nu știu ce se întâmplă cu ei Sports, nu știu cine lucrează la ratinguri și la stats-uri, dar mi se pare că au dat kicks cu acest jucător, mai ales că este câștigător de Champions League și Bundesliga, wow, de-a dreptul șocant. Următorul jucător despre care o să discutăm este Eden Hazard și aici, nu știu ce să spun, sunt puțin dezamăgit eu personal de Hazard, care nu a făcut un sezon foarte bun, mă așteptam să rupă la Real Madrid de când s-a transferat de la Chelsea, la Chelsea a fost un zeu. A primit un minus 3, surprinzător la overall, adică te așteptai la un minus 1 totuși, dar într-adevăr n-a jucat mai deloc sezonul ăsta. Ce-i șocant e că a primit downgrade ca lumea, minus 3 overall, minus 3 pace, minus 1 la shooting, minus 3 la passing, minus 2 la dribbling. Și n-a primit nimic în plus, adică cardul ăsta s-a dus, nu știu, se duce în pământ, să zicem așa. Nu știu ce să zic, la cum are shooting-ul, nu știu cât de bun o să fie cardul ăsta în FIFA 21. Per total, zicem că aș fi de acord, dar totuși parcă prea drastic acest downgrade, nu știu. Haideți să trecem la Lukaku, să discutăm puțin despre el. Acum voi vedeți acolo numai cu verde, a primit upgrade la pace, shooting, passing, dribbling și defending. A rămas cu overall la fel, 85. Numai că problema este că a avut un sezon excepțional și eu zic că merita mai mult, cel puțin pe shooting și poate chiar și physical, unde nu a primit nimica față de anul trecut. A avut un sezon excepțional. Putea, adică Inter s-a bătut acolo cu Juve la campionat până la un moment dat, după care n-a mai reușit să facă față, însă au ajuns și în Europa League, au pierdut, na, cu o mare greșeală, adică chiar el a fost de bine, dacă nu mă înșel, nu? Dar totuși, eu zic că acest car merita mai mult, poate chiar și overall-ul puțin mai mare. Trecem mai departe la o bombă atomică și anume Jadon Sancho, din nou, încă o chestie care, nu știu, nu pot să înțeleg pe cei de la EA Sports. Avem un card aici care primește clar un upgrade la overall, plus 3, primește plus 2 la shooting, plus 4 la passing, plus 1 la dribbling, plus 1 la defending, minus 4 la physical, ceea ce pare să zicem ok.
Însă ce nu poți să înțelegi la cum aleargă Jay Dos Sancho în real life minus 5 la pace. De unde? E exact aceeași chestie ca și cu Nabri. De unde? Nu știu, au rămas fără un picior Sancho, nu știu. La vârsta lui să, nu știu, să-i scadă pace-ul așa deodată, nu înțeleg ce e în capul celor care fac stats-uri. Adică e ceva super, super stupid. Super stupid. Doar asta este șocant la acest card, în rest arată super bine. Păcat, poate și shooting-ul putea să fie puțin mai boostat, nu știu, eu zic la un 76-78. Ok, plus 2, hai să zicem, decent, dar să-i scazi din pace, mai degrabă trebuia să-i dea plus 2, să ajungă la 90, pentru că Jadon Sancho are o viteză incredibilă, deci de-a dreptul șocant ce a făcut cei de la eSports aici. Iar acum mergem la Thiago Silva, care s-a transferat la Chelsea și a primit un downgrade după ce a jucat finala de Champions League, după ce a cărat pe cei de la, eu zic că și Marquinhos și Silva i-au cărat pe cei de la PSG, pentru că PSG ofensiv nu a prea jucat nimica din cauza că Neymar și Mbappe n-au fost în formă. A primit un minus 3 pace, minus 1 dribbling și minus 1 defending. Din nou, nu înțeleg. Hai să zicem că e vârsta, dar nu poți să-i dai numai downgrade. Nu poți să recunoști, să dai la jucători care au ajuns în finala Champions League, au luat și campionatul, au luat League One, au ajuns în finala de Champions League și le dai downgrade. Eu zic că nu poate fi jucat la început, doar dacă o să primească ceva upgrade-uri în form sau once to watch, o să aibă once to watch, să crească once to watch-ul după inform, sau să aibă ceva shapeshifter sau card special să crească pace-ul ăla, că nu se poate juca cu 59 pace. Și o să discutăm despre un jucător de la Bayern, încă un jucător de la Bayern și nu va fi ultimul, o să vedeți. Thomas Müller rămâne la același overall, 86, primește un downgrade la pace și shooting, minus 4 și minus 1, primește plus 3 la passing și plus 1 la defending. Eu nu înțeleg cum un câștigător de Champions League și Bundesliga să nu primească un upgrade, mai ales că Müller a avut iarăși un sezon excepțional, deci eu nu pot să înțeleg chestia asta. Merita mai mult și la pace și la shooting. Rest eu zic că e ok, e echilibrat, da, pace-ul și shooting eu zic că, nu știu, e jalnic. Hai că pace-ul nu puteai să-i dai 80 sau ceva, da, un 74 merita, iar la shooting lejer un 87-86, pe acolo trebuie să fie cardul ăsta. Și a venit momentul să discutăm și despre Gareth Bale, despre care, nu știu, pe internet s-a făcut o mare discuții, având în vedere că a apărut o imagine fake cu un overall de 79. Ce pot să spun, dacă era real acel overall 79, era cel mai mare downgrade ever din FIFA. Nu cred că ai să avut să primească downgrade de la 85 la 79, însă overall-ul real în FIFA 21 este 83, adică un minus 2 de la cardul din FIFA 20. Primește un minus, adică nu primește, se scade de fapt, se reduce pace-ul cu minus 3, shooting-ul minus 3, dribbling-ul minus 2, physical minus 3 și acest card devine, bine, poate să fie puțin utilizabil, având în vedere că pace-ul ăla e ok, mai ales că Ultimate Team-ul e bazat pe viteză tot timpul, adică 99% din cazuri îți trebuie pace în Ultimate Team. Și după aia contează restul. Bale nu a mai jucat la Real Madrid, s-a produs o ruptură de mult, n-a vrut să joace nici în Champions League cu City, el vrea să plece, Real Madrid nu vrea să-i dea drumul pe Moca, nimeni nu vrea să îi prezintă ofertă lui Bale, probabil toți se gândesc, bă, dacă vine și la noi și face același lucru, am dat banii degeaba pe el. Dar ce pot să spun despre stats-urile astea, eu zic că e șocant că Bale a ajuns la nivelul ăsta, din păcate, la cum era el de bun. Și da, asta este. E șocant, dar într-un fel meritat, zic eu. Într-un fel meritat. Și a venit momentul să discutăm și despre Thiago, fraților, care mi se pare cea mai mare mizerie, cea mai mare hoție, să-i spunem așa. Nu poți să-i dai downgrade la un card atât de bun, adică nu, la un jucător atât de bun în real life. Deci în viața reală a rupt Thiago, a fost cel mai bun jucător de la Bayern, creierul echipei, a câștigat Champions League, Bundesliga, trebuie să repet acest lucru, și probabil o să câștige și Supercupa Europei. Însă nu poți, nu ai voie să-i dai downgrade lui Thiago, care probabil se va transfera la Liverpool,
A primit un downgrade minus 2 la overall și hai că asta n-ar fi o problemă, dar minus 5 la pace, minus 2 la shooting, minus 1 physical. Adică omul ăsta a câștigat două trofee foarte importante și practic n-a primit nimic, a primit un plus 1 la defending, nu știu, mi se pare că au luat o razna cei de la eSports. Deci la, asta mi se pare cea mai mare bătaie de joc cu acest card. Chiar nu vine să cred, adică dacă la Bale poți să înțelegi, la Hazard poți să înțelegi că nu au jucat, nu au făcut nimic, dar acest om, nu știu, a demonstrat, a dat o grămadă de asisturi și totuși el primește un downgrade atât de mare, nu știu, nu pot să înțeleg cine lucrează acolo la stațiuni și cum gândesc ei și pe ce se bazează când fac aceste overall-uri și stațiuri la shooting, pace și așa mai departe. Și da, fraților, cam asta a fost pentru astăzi. O să ne revedem mâine cu un nou episod și o să discutăm despre alte ratinguri. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Eu am fost Alex, aka DJ Clatu, voi ați fost minunați și noi ne auzim episodul următor. Pa, pa!